a surprins misterul și sensibilitatea modelelor sale, într-un stil ce amintește de hieratismul specific icoanelor ortodoxe. Magdalena Rădulescu a fost o pictoriță cu un profund spirit modern. Lucrările sale arată cum ea a fost în contact cu marile curente de avangardă ale timpului, preluând elemente expresioniste și foviste, pe care le-a integrat cu multă originalitate în subiectele abordate. A explorat tema arlechinului, a carnavalului, a hipodromului și a spectacolelor, în general. Picturile ei au o energie puternică oferită de culorile pure folosite, foarte vibrante și un spirit ludic aparte, care face opera artistei recognoscibilă. Magdalena Rădulescu a fost o pictoriță care a explorat fantasticul inspirat de folclorul românesc și de lumea spectacolului. Cu un program stilistic modern, care îmbină elemente figurative cu elemente abstracte, pictorița s-a inspirat cel mai mult din arta țărănească, reinventând spiritul tradițional. Magdalena Rădulescu s-a născut în 1902, la Râmnicu Vâlcea, dar părinții ei s-au mutat la Constanța, așa că mare parte din copilărie a petrecut-o pe țărmul Mării Negre. După terminarea liceului, părinții au susținut-o în dorința ei de a pleca în străinătate, să studieze arta și să își cultive talentul. În 1920 a călătorit în Germania și s-a înscris la Academia Regală de Arte din München. Atrasă de mișcările de avangardă ce se petreceau peste tot în spațiul occidental, tânăra artistă a hotărât să își continue studiile la Paris, la Academia Liberă, la Grand Chaumière, însă nu a terminat studiile nici aici, fiind o fire boemă și greu de încadrat în rigolile școlii. În perioada petrecută în Franța, și-a cunoscut primul soț, Massimo Campilli, alături de care a călătorit și a cunoscut alți foarte importanți artiști ai avangardei internaționale, precum Constantin Brâncuș și Alberto Giacometti. După ce s-a întors în țară, Magdalena Rădulescu a început să expună alături de alți tineri artiști. Prima expoziție importantă a avut-o în 1924 la Salonul Oficial din București. În 1929 și 1933 a participat cu lucrări la expozițiile Salonului Independenților de la Paris. La București a avut expoziții personale aproape anual, până când artista a plecat din țară. Schimbarea de regim politic din România a determinat-o să se stabilească definitiv în străinătate în 1947. Viața artistei nu a fost mai ușoară în afara țării, mult timp trăind într-o sărăcie apăsătoare, locuind în barăci și chiar pe stradă câteva zile la Nisa. Cu toate că avea datorii pentru materialele folosite pentru pictură, artista a continuat să picteze mult și calitativ. Un ajutor l-a primit din partea presei franceze, care a sesizat talentul și situația tristă a Magdalenei Rădulescu, iar după un protest al câtorva jurnaliști, statul francez i-a oferit un mic atelier în Paris. Republica Populară Română i-a refuzat repatrierea. Magdalena Rădulescu a fost și o portretistă de seamă, preferând în mod absolut portretele feminine, în care a surprins misterul și sensibilitatea modelelor sale, într-un stil ce amintește de hieratismul specific icoanelor ortodoxe. Autoportret în costum oriental este o lucrare care ne arată talentul de portretist al artistei, dar și o abordare ceva mai realistă pentru arta ei. Totuși, elementul modern este în continuare prezent, la fel ca și cel de inspirație tradițională în bijuteriile orientale pe care le poartă artista. Magdalena Rădulescu a fost o pictoriță care a îmbogățit arta românească de secol 20 prin lucrările sale originale, în care îmbină modernismul cu motive de inspirație tradițională și folclorică.